Sânziana Buruiană a fost una dintre cele mai răvnite burlăcițe de pe la noi, dar de când și-a pus pirostriile, Sânzi a fost văzută numai în compania soțului său, Nicolae Zuluf. De data aceasta însă, paparații SpyNews.ro au surprins-o pe blondină în compania altui bărbat care a însoțit-o pas cu pas într-un mall din capitală. Însă nu e panică. Bărbatul misterios era chiar tatăl Sânzianei. Vedeta a ieșit la shopping alături de părinții săi și le-a ascultat sfaturile cuvințel cu cuvințel, semn că este o fiică model și încă ascultă de familia ei, chiar dacă este acum o femeie măritată. Îmbrăcată foarte elegant, cu tocuri și o blăniță neagră, Sânziana a decis că ar fi timpul să-și achiziționeze o nouă husă pentru telefonul său, al cărui preț a sărit de 4.000 de lei. Și cu cine se putea consulta mai bine decât nu cu tatăl său? Bărbatul și-a însoțit fiica și a ajutat-o cu multă răbdare să aleagă cea mai frumoasă husă din centrul comercial. Prioritățile noastre s-au transformat, ca să zic așa. Mai mult suntem pe activități gospodărești, unde o ducem pe Iza, ce facem cu ea, s-au schimbat lucrurile. Oricât de ocupat ar fi însă, Sânziana tot și-a făcut timp să dea iama în portofelul tatălui său, căci acesta a stat numai cu ochii pe bani, semn că voia să-i cumpere fiicei sale tot ce îi poftește inimioara.